Povestea începe într-o zonă împădurită din Australia, unde companii precum Torrent Mining au contaminat resursele naturale de zeci de ani. Dar pentru cei care campează acolo, pârâul toxic este cea mai mică dintre probleme, deoarece ceva teribil s-a întâmplat într-unul dintre corturi, iar ocupantul nu a scăpat cu viață. Vedem că vinovatul este un fel de cangur demonic. Neștiind nimic dintre toate acestea, șeriful Maddie trăiește doar o altă zi obișnuită, încercând mereu să-i cinstească memoria tatălui ei. Pe lângă faptul că a fost un erou de război și un idol sportiv, Murray a fost și un ofițer de poliție iubit în oraș. În pădure, un bărbat pe nume Schmitty vânează cu câinele său, Ralphie. Observând prezența unui animal în apropiere, începe să avanseze încet, pregătindu-se să tragă. Câinele începe să latre furios, dar Schmitty îl ignoră și continuă să caute ținta până când, dintr-o dată, prada se întoarce împotriva vânătorului. Deși înspăimântat, Schmitty reușește să tragă un foc asupra creaturii. Maddie se află la colțul unui pub, discutând cu câțiva localnici când Schmitty sosește. El parchează în mijlocul străzii și începe să-i povestească despre atac. Descrind atacatorul ca un cangur posedat, doar agravează lucrurile spunând că a poreclit monstrul Rippy. El insistă că toată lumea este în pericol de moarte, povestind cum a tras de la o distanță foarte mică și totuși cangurul a rămas în picioare. Schmitty își încheie pledoaria spunând că Ralphie s-a dispărut și bănește că monstrul l-a atacat. Fără să ia nimic în serios, Maddie îi spune doar să mute duba din stradă și apoi intră în pub să pună capăt unei bătăi. Tim și Rick sunt doi angajați ai Torrent care au băut prea mult, iar prezența supraveghetorului Dave nu-i face să se comporte mai bine. Tim poartă un plasture pe ochi și nu-i place când Rick începe să-l numească pirat. El întrerupe cearta văzându-o pe șerif cu brațele încrucișate chiar în fața lor, dar Rick nu mai este atât de respectos. Neacceptând lipsa de respect, Maddie îi târăște pe amândoi afară și le ia cheile de la mașină, sugerând să meargă pe jos acasă. În timp ce pleacă bombănind, Maddie discută cu mătușa ei, Donna, care a fost căsătorită cu Schmitty și de asemenea reacționează cu neîncredere la raport despre cangurul nemuritor. Comentând incidentul, acestea îl consideră o altă dovadă a stării mentale triste a lui Schmitty. Încă departe de casă, cei doi bărbați turbulenți continuă cu batjocurile lor reciproce până când Ricky spune că trebuie să se ușureze. Tim luminează zona cu lanterna, puțin suspicios față de liniștea anormală într-o zonă care de obicei forfotește de animale mici, trecând fascicurul de lumină prin tufle din față. Observă o pereche de ochi, strălucind întuneric, se sperie. Ricky se întoarce pentru a explica prietenului său că trebuie să fie doar un animal, dar nu termină de vorbit înainte de a fi atacat și târât. Un răget feroce însoțește atacul, iar acum Tim este complet îngrozit. Fuge cât de repede poate, dar cangurul îl prinde fără efort și nimeni nu este prin preajmă să-i audă țipetele. A doua zi, Matty răspunde la un apel de la Dave și îl găsește așteptând cu Donna. El spune că s-a îngrijorat de cei doi angajați și a plecat să-i caute, gândindu-se că s-ar putea să fie adormit sub un copac. Șocat să găsească ceea ce a mai rămas din timp, a căutat prin tufle din jur, găsindu-l în scurt timp și pe Ricky. Examinând starea amândurora, șeriful admite că n-a mai văzut niciodată ceva asemănător. Donna spune că ar putea fi o haită de lup sau chiar un crocodil, dar sunt prea departe de apă, iar Maddie spune că nu există lup prin zonă. Dave spune că cine a făcut asta a avut suficientă forță pentru a târî doi bărbați ca și cum ar fi fost niște cârpe. Maddie teoretizează că cineva i-a lovit cu mașina și a fugit, lăsându-i la mila faunei sălbatice înfometate. Donna sugera să cheme ambulanță sau un medic legist, dar Maddie spune că asta nu se va întâmpla, deoarece zona este greu accesibilă, nimeni nu va trimite o ambulanță pentru morți, iar medicul legist este ocupat cu o serie de incendii de vegetație. Această situație îngrozitoare devine și mai rea cu sosirea lui Schmitty, care regretă profund că nimeni nu i-a ascultat avertismentele. În opinia lui, aceasta poate fi doar opera unui cangur zombie. Donna își ceartă fostul soț, amintindu-i că două persoane și-au pierdut viața și nu este momentul pentru prostii. Maddie îl întreabă cum a ajuns la locul crimei chiar acum, iar el spune că încă își caută câinele. El încearcă să atragă atenția nepoatei sale asupra urmelor de pe pământ, dar ea doar vrea să plece, iar el ascultă supărat. Ore mai târziu, agentul funerar face tot ce poate pentru a ajuta pe Maddie, acționând mult dincolo de competențele sale. El spune că nu poate determina ce a cauzat astfel de daune, dar îi arată o urmă de mușcătură pe gâtul lui Ricky. Maddie primește apoi un apel de la un coleg care îi citește cazierul extins al lui Ruben Williams, unul dintre noi angajați ai Torrent. După o serie de infracțiuni minore, menționează un incident grav care a dus la pierderi de vieți omenești. Șeriful sună pe Dave și explică situația, avertizând că intenționat să-l interogheze pe suspect. Ajungând la compania minieră, observă dimensiunea lui Rabban și îl întreabă imediat unde a fost noaptea precedentă. Când acesta refuză, răspună și cere un avocat, ea devine și mai convinsă că l-a găsit pe vinovat. Mai târziu la pub, vedem că vestea s-a răspândit deja. O bătrână spune că e interzis fiul ei să alerge noaptea până când cazul va fi rezolvat. Încrezătoare că pericolul a trecut, Maddie îi asigură că vinovatul este după gratis și spune lui Troy că poate să se întâlneze în pace, rugându-l să aducă un trofeu în oraș. Entuziasmat de veste, Troy nu pierde timpul
înfățișerea antrenamentele chiar în acea noapte. Din păcate, lanterna de pe cap nu-i va fi de prea mare ajutor împotriva colților ascuțiți ai monstrului pe care deja îl vedem pândind de-a lungul potecii. Auzind urletele demonicele creaturii, Batrac cerează pasul până când alergarea sa ritmică se transformă într-o fugă disperată. Mama lui așeza masa când urmărirea s-a încheiat cu un țipăt îngrozitor. Între timp, Maddie răsfoie albume vechi de fotografii, amintindu-și de tatăl ei. Decupajele din ziare povesteau despre sfârșitul său eroic, când și-a sacrificat propria viață pentru a salva pe Maddie de la Nick într-un părou. Nostalgia este întruptă de un apel de la mama lui Troy, spunând că băiatul nu s-a întors din alergare. Este foarte îngrijorată deoarece băiatul nu stă niciodată atât de mult timp plecat. Când Maddie ajunge, femeia și-a găsit deja fiul și este în lacrimi. Maddie devine și mai devastată când aceasta începe să o învinuiască, amintindu-i că șeriful a permis antrenamentul de noapte și a promis că va fi sigur. Dora încearcă să-și construieze nepoata, iar cele două ajung din nou la relatarea lui Schmidt. Ele cred că imaginația lui Schmidt ar putea fi distorsionat faptele, dar poate că într-adevăr a văzut un fel de animal sălbatic. Șeriful admite că a văzut aceeași urme pe pământ, în apropierea locului unde a fost găsit Troy, și că acestea se potrivesc cu urmele unui cangur. Pregătită pentru o conversație ciudată, Maddie merge la rulota lui Schmidt. El apare scuzându-se pentru dezordine și spune că încă nu l-a găsit pe Ralphie. Atunci Maddie spune ce i s-a întâmplat lui Troy. Cu o înțelepciune așteptată, Schmidt o consolează pe șerif, spunând că aceasta este povara grea uniformei pe care o poartă. Maddie spune că un grup va pleca de dimineață până a vâna posibilul cangur, monstru. Foarte mulțumit să audă acest lucru, Schmidt este de acord să li se alăture. Dimineața apare bine echipat, gata să ajute la vânătoarea prădătorului înfricoșător. Grupul este format din voluntari, toți angajați ai Torrent. Dave s-a oferit de asemenea voluntar să ajute, spunând că acești tineri sunt responsabilitatea lui. Dora a insistat să participe și ea, în ciuda surprizei neplăcute de a-l întâlni pe fostul ei soț. Dave și băieții merg cu jeepul într-o parte, în timp ce Maddie acoperă zona opusă cu fostul cuplu. În mijlocul după-amiezii, Maddie începe să se simtă dezamăgită de lipsa rezultatelor, iar cei doi încep să râdă de sfărăitul lui Schmidt, care se trezește curând să se justifice. Pe măsură ce se întunecă, Maddie avertizează că aceasta este ultima oprire înainte de a se întoarce la punctul de întâlnire. Apoi vedem că se apropie de zona de camping. Fără prea mult tact, Schmidt spune că sunt de asemenea aproape de locul unde a murit Murray. Când cei trei au ceva mișcându-se în tăcere și se pare pentru a investiga, Maddie ajunge să găsească cortul care a fost atacat. Grupul lui Dave se întoarce deja când unul dintre ei vede un animal și trage. Cei patru se verifice și găsesc o vacă căzută. Tipul jură că se mișca înainte, dar fata pe Jenny găsește asta greu de crezut, deoarece vaca are o rană uriașă în burtă. Dave începe să se îngrijoreze, spunându-le celorlalți să păstreze liniștea și să stingă lanternele. Unul dintre tipi întreabă dacă a văzut ceva, iar Dave spune că asta nu este problema, este frică că ceva îi va vedea. Totuși decide să separe grupul și să trimită pe fiecare în direcții diferite. Cineva care găsește ceva ar trebui să strige pentru ceilalți. În zona de camping, trioul ajunge la părul contaminat, iar Schmidt spune că apa miroase a fiară. Se pare că miroase atât de puternic încât ceilalți doi nu-l contrazic, iar Dona spune că trebuie să aibă legătură cu scurgerile de la torent. În același timp, grupul lui Dave este pe cale să găsească ceea ce caută. Unul dintre băieți este atacat brusc, iar cel se grăbește să-l ajute. Jenny este îngrozită să vadă cangurul devorându-i colegul și trage imediat în creatură. Dar gloanțele par să nu aibă niciun efect, iar cangurul mutant îl ucide pe cel bărbat, lăsându-o pe Jenny fără altă opțiune decât să fugă pentru viața ei. Dave stă lângă Jeep când Jenny se apropie. Monstru saltă după ea, micșorând distanța cu fiecare săritură până când în cele din urmă își dobară prada. Toată vorba despre protejarea tineretului dispare, iar acum Dave se gândește doar la salvarea propriei sale vieți. Se refugiază în Jeep, în timp ce Jenny este devorată și pleacă în panică, temându-se de răgetul amenințător al cangurului. Se apropie de zona de camping, când creatura atacă Jeep-ul, provocând un accident. Maddie și ceilalți doi aud zgomotul și aleargă să vadă ce s-a întâmplat. Jeep-ul este răsturnat când ajung, iar Dave este viu, dar abia respiră. Maddie încearcă încă să-l salveze, dar Donna vede că nu mai e de făcut nimic. Foarte tulburată de încă o pierdere, șeriful se întoarce la mașină, amintindu-și ziua în care și-a pierdut tatăl atât aproape de locul acela. Îi spune mătușii că toți cei din jurul ei ajung să aibă un sfârșit tragic și că nu poate salva pe nimeni. Atunci Schmidt îi spune că este timpul să dezvăluie un secret și îi spune că nu a avut nicio legătură cu moartea lui Murray. El era beat în acea zi și s-a lovit la cap când a intrat în lac. Maddie refuză să creadă această versiune și repetă că el a salvat-o, dar Schmidt îi amintește că ea a fost întotdeauna o bună notătoare, așa că nu a existat niciun pericol. Oamenii din oraș au crezut în fantezie pentru că asta era ceea ce vreau să audă despre șerif. Donan se supără pe Schmidt pentru că a dezvăluit adevărul și spune că Maddie nu ar trebui să-l țină minte așa. Cu acestea, dilema postumă va trebui să aștepte, deoarece cangurul zombie tocmai a apărut la geamul mașinii. Schmidt le spune celor două să stea nemișcate și tăcute în timp ce bestia lovește partea laterală a vehiculului cu toată puterea sa. Maddie vrea să plece de acolo, dar Schmidt spune că este o idee groaznică. Există o șansă ca și cangurul să nu știe că sunt oameni în mașină. Încă se hotărăsc ce să facă atunci când capul monstrului zbucnește prin fereastra din spate. Schmidt încearcă să se protejeze, în timp ce Maddie trage de mai multe ori. Cangurul se retrage și chiar se prăbușește, oferindu-i Maddie șansa de a apăsa pedala de accelerație, dar frânează rapid când vede în oglinda retrovizoare că creatura se ridică din nou. Rezistența ei este impresionantă.
șocantă, dar Donna este și mai șocată când nepoata ei întoarce mașina și accelerează. Kangurul sare de pe drum în ultima secundă, iar ea pierde control volanului zbindu-se de un copac. Schmitty anunță că va verifica perimetrul în timp ce cele două vorbesc. Maddie este încă supărată din cauza minciunii spre tatăl ei, iar Donna începe să plângă cerându-și scuze. Când Schmitty se întoarce, șeriful este forțat să recunoască faptul că acest kangur pare imposibil de ucis și că locuitorii orașului trebuie să fie informați despre o astfel de amenințare fără precedent. Cei trei pornesc apoi pe jos, către rulotă, verificându-și mereu împrejurimile cu lanternele. Ajunși la casa modestă a lui Schmitty, Donna se simte stânjenită când vede că poza ei este încă în ramă. Planul acum este să cheme întăriri și apoi să se întoarcă în oraș, dar Schmitty avertizează că bateria este moartă și generatorul este afară. Maddie spune că va ieși afară și cer lui să folosească radioul de îndată ce se restabilește curentul. Apoi șeriful începe să traverseze tufișurile cu maximă grijă, încercând să nu facă zgomot. În rulotă, Schmitty încearcă să vorbească cu Donna și spune că se gândește mult la ea. Încrănită, ea spune că e prea târziu pentru o discuție. În cei 20 de ani petrecuți împreună, el nu a vrut niciodată să se deschidă în legătură cu ororile pe care le-a văzut în război, dar a continuat să fugă în tot felul de aventuri radicale, ca și cum încă avea nevoie de adrenalina luptei. Schmitty spune atunci că divorțul a fost cel mai rău lucru care i s-a întâmplat vreodată. Surprinsă să audă asta, Donna începe să înțeleagă că el a iubit-o mereu, dar nu se simte demn. Cu un zâmbet, ea începe să-și lase garda jos și chiar ia mâna. Între timp, Maddie ajunge în sfârșit la generator când aude lătratul lui Ralphie și este încântată să-și vadă vechiul prieten. Rulota se umple de lumină când ea pornește generatorul, iar Donna se îndreaptă direct spre radio. Schmitty sare de bucurie când îl primește pe Ralphie, în timp ce Maddie merge să ia bateria. Pe drum trece pe lângă o capră legată și care sângerează din greu. Cineva aude în sfârșit pe Donna și o informează că mașinile de patrulare sunt deja pe drum, dar ea îi spune lui Schmitty că nimeni de la pub nu a răspuns încă. Afară, kangurul se apropie în tăcere, dar Maddie observă schimbarea sângerării caprei. Ea fuge să retorneze bateria, chemându-i urgent pe ceilalți, de îndată ce cei doi urcă în tubă, kangurul apare chiar în fața lor. Maddie abia are timp să sară în spate înainte ca acesta să înconjoare mașina. Schmitty pornește motorul, iar ea începe să tragă în timp ce duba se îndepărtează lăsând monstrul în urmă. La pub, toată lumea este relaxată când trioul sosește. Sunetul râsetelor se diminuează treptat pe măsură ce oamenii observă pe cei trei stând în prag de parcă tocmai ar fi ieșit dintr-o bătălie. Apoi Maddie explică totul pe scurt, avertizând că 4 oameni au fost pierduți în expediție și că un kangur monstruos este în libertate. La aceeași timp vedem că bestia sare deja spre oraș. Schmitty este în fața publicului când vede silueta sa mișcându-se în întuneric și începe să strige. Toată lumea fuge înăuntru, iar Maddie le spune să încuie ușile și să blocheze toate intrările. Clienții încep să ajute, trăgând mobilă pentru a construi o baricadă la ușa din față. Maddie și Donna se simt ușurate când aud o sirenă, dar sunt dezamăgite să realizeze că este doar o mașină ocupată de un singur ofițer de poliție. Se numește Stan, iar Maddie îl recunoaște. Imediat, ea își dă seama că nici măcar nu știe de ce a venit. Stan coboară nonșalant de mașină, chemându-l pe șerif cu o privire confuză. Ea strigă din interiorul pub-ului, avertizându-l să rămână în mașină, dar el nu aude. Kangurul este chiar lângă bietul Stan, când acesta se întoarce, iar toți privesc îngroziți cum își întâlnește sfârșitul îngrozitor. Cel puțin pierderea lui servește pentru a crește conștientizarea clienților pub-ului, ne lăsând nicio îndoială cu privire la gravitatea situației. Apoi creatura începe să atace ușa din față, provocând panică generală. În timp ce Schmitty dirigează pe toți în pivniță, fără să-l uite pe Ralphie, Maddie pur și simplu stă în fața teșghelei. Donna bănește că și-a pierdut mințile, iar bănuiala se înrăutățește doar când șeriful începe să vorbească din nou despre tatăl ei. Îi spune nepoatei sale că minciuna a fost o greșeală, dar chiar dacă el i-ar fi salvat viața, asta nu justifică modul în care trăiește azi, plătind perpetuă datorie pe care și-a creat-o singură. Maddie spune mătușei sale să se ascundă și continuă să aștepte confruntarea inevitabilă. Schmitty este singurul care rămâne alături de ea când mobila începe să cedeze și doi încă încearcă să țină grămada, dar kangurul îi zbucnește curând pe ușă și intră. Maddie și Schmitty se trăsc în spatele deșghelei unde se ascunde Donna. Când monstrul începe să miroasă, Schmitty încearcă să-l distragă aruncând un obiect departe, dar apoi Ralphie începe să latre și își dau seama că oamenii nu sunt în siguranță în pivniță. Hotărâtă să învingă inamicul, ei se de după teșga, trăgând, reușind chiar să scoată unul dintre ochii monstrului. Donna începe să sune clopoțelul furios pentru a-i atrage atenția, în timp ce Schmitty îi trece un topor lui Maddie. Ea continuă să lovească prăcând și cealaltă ochi se închide, cei trei se îmbrășează, iar oamenii încep să iasă din pivniță, în timp ce Ralphie miroase cadavrul inert. A doua zi, Ruben este în celul lui când încep țipetele. Agentul de pompe funebre este atacat de victimele kangurului, care acum sunt morți vii.